Maia Sandu s-a aflat în coaliție cu Vladimir Plahotniuc, iar Igor Dodon a fost întotdeauna în opoziție cu acesta. Așa sună noul fals scos de la naftalină de propaganda socialistă și distribuit pe canalele de Telegram afiliate PSRM. Adevărul este însă cu totul altul și a fost recunoscut chiar și de către foști membri PD importanți. Vladimir Plahotniuc este cel care l-a făcut pe Igor Dodon președinte în 2016. Acum câteva zile, socialiștii au distribuit o secvență dintr-o dezbatere electorală din 2016 între Igor Dodon și Maia Sandu. Stimați concetățeni, eu nu am fost votat în funcție de nici unul din cei care au furat țara pe parcursul ultimilor 7 ani. Doamna Maia Sandu a fost votată în guvernul Filat, în guvernul Leancă și în guvernul Gaburici. De 2 ori a fost votată în funcție de ministru de către Vlad Plahotniuc. Odată dumneiei a votat pe Andrian Candu în funcție de președinte a Parlamentului la începutul anului 2015. Ca să nu veniți dumneavoastră la putere. În postarea sa, deputatul PSRM Țârdea încearcă să inoculeze ideea că Sandu și Plahotniuc ar fi gata să-și dea mâna împotriva lui Igor Dodon. Dar haideți să vedem care a fost, de fapt, adevărul și cine pe cine a susținut în 2016, în cadrul alegerilor prezidențiale. Unul dintre cele mai evidente exemple este cel de la 7 noiembrie 2016, atunci când postul de televiziune Prime TV, pe atunci lider de audiență la nivel național, a lansat cel mai mare fals al campaniei electorale, povestea celor 30.000 de sirieni. Mai mulți studenți originari din Siria, care învață la Chișinău, îndeamnă cetățenii să voteze candidatul PAS la scrutinul din 13 noiembrie. Anterior, presa a scris că Maia Sandu ar fi avut o înțelegere cu cancelarul german Angela Merkel să primească în Moldova 30.000 de imigranți sirieni, în cazul în care va câștiga alegerile prezidențiale. Iar la o ședință internă de partid, tot din timpul campaniei electorale prezidențiale din 2016, secretarul general al PD-ului, Constantin Bodnar, a fost înregistrat în timp ce le cerea colegilor săi de partid să-l susțină în campanie pe Igor Dodon. Ulterior, chiar și Andrian Candu, finul lui Vladimir Plahotniuc, a recunoscut public că Partidul Democrat l-a ajutat pe Dodon să ajungă președinte. Я считаю, что Демократическая партия помогла президенту Додону стать президентом. И я даже как-то понимаю, что были сделаны какие-то обещания, которые, наверное, президент Додон сейчас не может быть это отрицать. Но время покажет. Iar felul în care a acționat Igor Dodon ulterior, de la susținerea unor proiecte care s-au dovedit dăunătoare chiar pentru propriul partid, precum susținerea votului mixt, și până la primirea de sacoșe în sediul Partidului Democrat, a demonstrat, încă o dată, cine au fost cei care au colaborat. Este important să facem aceste scurte incursiuni în trecut, ori de câte ori cineva încearcă să distorsioneze realitatea într-un mod atât de evident.